Gata lucrările la singurul muzeu al ceasului din țară. Început în luna august 2013, amplele lucrări de restaurare ale acestui edificiu au fost finalizate. Banii pentru investiție au venit de la Uniunea Europeană, iar valoarea totală a restaurării a fost de 5 milioane de lei. Nu mai este mult, iar celebrul muzeu al ceasului din Ploiești își va deschide larg ușile pentru vizitatori. La nivel de municipiul Ploiești am avut în implementare mai multe proiecte. Unele dintre ele sunt finalizate și mă refer aici la proiectele implementate pe axa prioritară 1 a programului operațional regional, și anume polii de creștere. În cadrul acestei axe prioritare, unul din proiectele promovate de Consiliu a fost restaurarea și consolidarea clădirii Muzeului Ceasului Nicolae Simache din Ploiești. Lucrările au fost de durată pentru că s-a lucrat pe lângă refacerea interiorului și la consolidarea clădirii. Acest proiect a conținut o parte de consolidare a clădirii, care și aceasta este clădire de patrimoniu, și au fost efectuate lucrurile specifice de supraconsolidare atât la subsol cât și la clădirea muzeului, și o componentă substanțială a constituit o parte de restaurare, deci componenta artistică. Aici putem enumera lucrările de pictură murală, lucrările de ștucatură specifică vremii respective, refacere și punere în valoare a mobilierului și a sobelor din acea vreme, dotarea muzeului, refacerea structurii exterioare, refacerea curții, amenajarea unei rampe pentru accesul persoanelor cu handicap și a mobilierului pe care vor fi prezentate piesele din colecția Muzeului Ceasului, care, după cum știți, în momentul de față funcționează în clădirea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie. Muzeografii mută acum exponatele aflate în prezent la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, iar în curând Muzeul Ceasului va fi deschis publicului. Proiectul a avut o valoare totală de 5 milioane de lei, dintre care 3 milioane 700 de mii asistența financiară nerambursabilă, cu o durată de execuție a lucrărilor de 24 de luni, deci 2 ani de zile au durat lucrările, atât în, ținând cont de faptul că ele nu se pot suprapune. Au trebuit finalizate întâi lucrările de consolidare și structurale, după care a intervenit partea de componentă artistică, la final. În patrimoniul Muzeului Ceasului Nicolae Simache se află peste 4.000 de piese. Printre ele se numără și orologii de o valoare inestimabilă care au aparținut regelui Carol I, lui Vasile Alexandrii, pictorului Teodor Aman sau primei femei avocate din România, Ela Negruții.